Un conflict al declarațiilor între jurnalista Emilia Șercan și directorul Bibliotecii Naționale, domnul Adrian Cioroianu. Emilia Șercan publică faptul că cei care consultă cărți la Biblioteca Națională trebuie să stea, citez, cu gecile pe ei la temperaturi de 16,6 grade. Directorul instituției, Adrian Cioroianu, o atacă pe Emilia Șercan și face public pe Facebook ce informații a cerut Emilia Șercan la bibliotecă. Îi mulțumesc foarte mult jurnalistei Emilia Șercan, care se află în legătură directă, legătură telefonică. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Este o chestiune care atrage atenția pentru că, mă rog, dincolo de acest anunț făcut legat de nivelul de temperatură de la Biblioteca Națională, sigur, inconfortabil. Dacă sunt 16,6 grade, e clar că nu este climatul ideal pentru studiu. Domnul Cioroianu publică faptul că dumneavoastră cercetați, verificați lucrarea de doctorat, citez, a lui Mircea Joană. Emilia Șercan, cum comentați aceste declarații, acest denunț făcut de Adrian Cioroianu? Suntem în fața unei situații absolut incalificabile. Domnul Cioroianu nu este în poziția pe care dumnealui o are de director al bibliotecii. Domnia sa obține aceste informații, iar eu am mare dubiu cu privire la faptul că directorul Bibliotecii Naționale trebuie să-și dea avizul cu privire la verificarea unei teze de doctorat de către orice cititor. Deci mă îndoiesc sincer de faptul că dumnealui a intrat în mod legal pe un flux normal de furnizarea informațiilor sau de circulația informațiilor în interiorul Bibliotecii Naționale, deranjat de faptul că eu arăt că în Biblioteca Națională sunt 16,6 grade, ulterior, a doua zi, am fost din nou acolo și am arătat că erau chiar mai puține grade, erau 15,9 grade, dumnealui face această divulgare de informații care nu sunt destinate publicității, care nu sunt informații publice, și anume că eu am solicitat studierea tezei de doctorat al Mircea Joană. Nu numai faptul că domnul Adrian Cioroianu încalcă un cod etic al acestei instituții. Doi, încalcă regulamentul general privind datele cu caracter personal. Trei, cred că se află și într-o sferă de încălcare a legislației penale, a codului penal, mai exact articolul 304, care face referire la divulgarea de informații care nu sunt destinate publicității de către o persoană care le obține prin atribuțiile de serviciu și care informații, odată făcute publice, dăunează intereselor sau, nu știu, siguranței unei alte persoane. Cunosc foarte bine acest articol, pentru că în cazul de compromat care a pornit de la o informație scursă din poliția română, procurorii au cercetat exact infracțiuni sub aspectul acestui articol. De asemenea, cred că domnul Cioroianu se pur și simplu descalifică public domnia sa, persoană care a obținut și care a deținut o funcție de diplomat în trecut, ministru de externe, apoi ambasador, se descalifică public prin limbaj, prin atitudine, prin grosolănie, dar mai ales prin această micime de care dă dovadă, încercând să pună o țintă asupra mea, divulgând faptul că eu solicit și verific teza de doctorat a lui Mircea Joană. Este scandalos și domnul Adrian Cioroianu, mă întreb de ce se mai află în funcție în acest moment. Bun, acum, doamna Șercan, lucrurile sunt delicate. Este vorba despre un conflict la distanță între doi intelectuali. E cu atât mai surprinzător. Nu este niciun conflict. Din punctul meu de vedere, nu este niciun conflict. Eu, ca jurnalist, am tot dreptul legal
Este absolut legitim să semnalez o chestiune de interes public, și anume că în Biblioteca Națională este foarte frig și nu se poate sta. S-au înjumătățit numărul cititorilor în această iarnă din cauza frigului, practic Biblioteca Națională. Aici ăsta nu e un conflict. Domnul Cioroian avea opțiunea de a spune, de a ieși public și să explice care este situația, să spună că nu este vina domniei sale. Da, foarte bine să facă un gest de imagine, să meargă și să împartă ceai cald cititorilor. Putea foarte bine să iasă cu un comunicat de presă și să explice că da, e o situație regretabilă, am cumpărat, am făcut, nu știu, o investiție de 1000 de lei, de 10.000 de lei, am cumpărat pături și le punem la dispoziția cititorilor. Putea să facă orice, dar nu să atace, nu să mă atace personal, nu să-mi atace munca și să pună o țintă asupra mea. Având în vedere că știm foarte bine domnul Cioroianu că în trecut am fost amenințată, am fost ținta unor campanii de defăimare, am fost amenințată cu moartea. Deci nu se poate așa ceva, este incalificabil ce a făcut domnul Cioroianu. Și, repet, nu avem niciun conflict. Aici nu este un conflict, e vorba despre încălcarea legislației de către domnul Cioroianu și a oricăror norme de bun simț și norme care legitimează, nu știu, un discurs public civilizat. Bun, dar de ce credeți că a făcut referire la Mircea Joană? Sigur, suntem într-un context electoral, e o situație destul de delicată în ceea ce privește această intrare în cursa candidaților. De ce credeți că a vorbit domnul Cioroianu despre Mircea Joană? Bineînțeles, ca să mă rănească, pentru că dumnealui a considerat că i-am adus un deserviciu de imagine spunând că este frig în Biblioteca Națională. Aici e o chestiune, o răfuială a domnului Cioroianu cu mine. Nu este vorba despre face public faptul că probabil, dar prin această divulgare absolut irațională de informații, domnul Cioroianu îmi face mie un foarte mare rău, practic, îmi periclitează munca jurnalistică, periclitează această investigație pe care o aveam și pur și simplu mă pune pe mine într-un pericol, având în vedere că în trecut, în momentul în care am investigat și alte anchete, s-a întâmplat ca persoane să vină, să încerce să mă convingă, fie să mă convingă să nu mai public, fie am fost urmărit, nu vreau să reiau toate lucrurile care mi s-au întâmplat și care cred că sunt de notorietate publică. Este absolut irresponsabil ce a făcut domnul Cioroianu și o spun cu toată convingerea și cu toată tăria, cu toată fermitatea. Emilia Șercan, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Ne-a interesat, ne interesează subiectul acesta, tocmai pentru că e vorba despre două nume cât se poate de respectabile, Emilia Șercan, Adrian Cioroianu, dar și despre numele lui Mircea Joană, care ar putea să își prezinte până la urmă candidatura la președinția României. Un alt subiect de interes. S-a discutat foarte mult în ultimul timp despre posibilitatea creșterii vârstei de pensionare pe fondul recalculării pensiilor, un anunț care vine de la fostul ministru al muncii, Marius Budăi, care spune că această creștere a vârstei de pensionare este exclusă. Bună ziua, domnule ministru Budăi, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Vă mulțumesc mult pentru invitație și pentru faptul că îmi dați posibilitatea să clarific și să nu mai permitem unul așa zis oameni politici, că nu pot să-i numesc oameni politici, cei care vor să-i panicheze pe seniorii României. Bun, acum subiectul e de interes și după cum a spus și dumneavoastră, oamenii urmăresc cu atenție, sunt sensibili pentru că e vorba despre banilor. Creșterea vârstei de pensionare nu există, spuneți. Explicați-ne, de fapt, de ce nu trebuie nimeni să se teamă că va crește vârsta de pensionare? În primul rând, pentru că este o lege în vigoare care nu prevede nicăieri așa ceva. În al doilea rând, pentru că ați văzut premierul Marcel Ciolacu recent a adoptat și normele metodologice care vin în aplicarea legii pensiilor, legii numărul 360, și este încă o dovadă în plus că ne dorim ca această lege să fie aplicată și recalcularea să se întâmple.
Iar și în lege este un singur articol care dă posibilitatea, deci dă posibilitatea celor care doresc să muncească până la 70 de ani. Nu există nicio creștere a vârstei standard de pensionare, nici în lege, nici în normele metodologice. Bun. De la ce a pornit confuzia, domnule ministru? Cum am spus în preambulul celor spuse acum, ori unii politicieni care doar își doresc să panicheze și au intrat într-o logică de campanie și nu mai contează cine lovesc și chiar dacă lovesc în părinții și bunicii noștri n-au scrupule, ori unii care... Da, mi-e teamă că am pierdut această legătură. Fostul ministru al muncii, Marius Budăi, explicând de ce nu va crește vârsta de pensionare în România. Foarte multe semne de întrebare și legate de modul de recalculare. Se pierd sau nu se pierd bani după recalculare? Și dacă reușim să restabilim această legătură cu Marius Budăi, este important să înțelegem până la urmă, în urma recalculării, dacă cineva va pierde bani, pentru că, sigur, sunt asigurări din partea premierului că nimeni nu va pierde la recalculare, dar e nevoie de mai multe asigurări pentru că așa decurg lucrurile. Vă reamintesc, Marius Budăi spune nu va crește vârsta de pensionare în România. Domnule ministru, cred că ne auziți acum din nou? Da, nu știu, a fost presiune tehnică, eu vă auzeam în continuare. Bun, acum încercăm să înțelegem povestea asta cu recalcularea dacă va duce la scăderi ale pensiilor, pentru că jurnaliștii au prezentat fragmente despre care unii lideri politici spuneau că vor dispărea. Din acele fragmente de lege se înțelegea că dacă după recalculare va rezulta un nivel mai mic al pensiilor, acela va fi cel aplicat. Normele metodologice în momentul înainte de a fi aprobate, înainte de momentul trecerii și aprobării prin guvern, sunt postate în transparență decizională. Pe perioada transparenței decizionale au fost anumite discuții. Un articol din norme care, pentru cei care nu cunosc sistemul de pensii, ridica un semn de întrebare și am preferat în discuții cu premierul și cu ministerul, cu doamna ministra muncii și cu cei de la Casa Națională să eliminăm acel articol din norme. Nu există niciun risc ca în urma recalculării să scadă vreo pensie. Da, articolul ăla la care faceți referire și pe care le spuneți că l-ați eliminat e pe ecran acum. Citez, în situația în care urmarea recalculării drepturilor de pensie conform aliniatului 1 prin valorificarea venitului total realizat prevăzut la articolul 139 aliniatul 1 din lege rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată, se acordă cuantumul și numărul de puncte rezultate în urma recalculării. Păi dumneavoastră, ce ați înțeles de aici, domnul ministru? Este o chestiune extrem de tehnică, Nu o să intru în ea, nu scădea nicio pensie pentru că este un alt articol 125, tot în norme, acum în normele de aplicare, care spune foarte, foarte clar că nu va scădea nicio pensie. Deci este o chestiune tehnică, acolo nu o să intru să o explic pentru că nu o să înțeleagă foarte multe nume. Este chestiunea pe o perioadă, încerc o explicație cât se poate de netehnică. Dacă vorbim de un acord global, de exemplu, și 10 luni din an, noi facem 1,2, repet, e foarte tehnică, realizăm salariul în procent de 120%, să spun, și în 2 luni, fiind perioada de iarnă, de îngheț, realizăm 0,8-0,9 pentru acele luni, dar per total, pentru acele luni, punctajul va fi mai mic raportat la salariul tarifar. Dar, per total, nu scădea nici acolo, nici cu existența acelui articol, nici o pensie și de-aia așa să scădiți cu să scadă vreo pensie. S-a scos acel articol, este articolul 125 aliniatul 2 din norme care spune foarte, foarte clar că nu va scădea nicio pensie. Da, cine a introdus articolul ăsta de la Ministerul Muncii? A fost emanația? Acum eu nu știu, cred că de la Casa Națională, nu știu exact, nu mai vă dați seama, nu sunt acolo, nu vorbesc pe presupune. Da, dar nu exista nici cu existența acelui articol, nu exista niciun risc să scadă vreo pensie. S-a eliminat pentru claritate și pentru a nu mai panica pe nimeni, pentru că nu merită niciun senior al României să fie panicat. Domn ministru, o ultimă întrebare. Profităm de prezența dumneavoastră, se discută tot mai mult despre faptul că PNL respinge ideea introducerii unei cote progresive. Ei spun că această idee vine de la PSD. Ce ne puteți spune? Vom avea cotă progresivă sau nu?
Eu vă vorbesc acum în calitate de fost președinte al Comisiei de Buget Finanțe și eu nu cred că în România mai există o cotă progresivă, atât cât avem, de exemplu, la pensii prime 2000 de lei nu se impozitează, deci avem impozit 0 și după avem impozit 10. Unde mai este cota progresivă aici? Avem cu totul alte derogări, avem două tipuri de TVA, adică valori diferite ale TVA. Cred că deja în România nu mai există cotă progresivă. Dacă vrem să avem, văd de parte, PNL spune pe de o parte că nu vrea cotă progresivă, dar ați văzut că pe de o altă parte există o inițiativă care ridică pragul de neimpozitare a pensiilor până la 3.000, o altă inițiativă legislativă a dumnealor care își doresc ca peste pragul de 3.000 să introducă contribuțiile la sănătate. Unde mai este aici aceeași cotă? Nu mai există cotă unică, nici măcar în inițiativele dumnealor legislative. Deci trebuie o discuție serioasă în coaliție să vedem cum putem, că asta este rostul, cum putem ca pe cei din partea mai de jos a scarei veniturilor să-i ridicăm un pic mai sus. Mulțumesc foarte mult, domnule Budăi, pentru intervenția dumneavoastră. Este foarte important să înțelegem bine care sunt planurile coaliției, pentru că puțin mai devreme l-ați auzit pe consultantul fiscal Gabriel Biriș spunând că introducerea unei cote progresive nu face altceva decât să ne lase mai puțin bani în buzunar. O informație foarte interesantă despre cum sunt tratați cetățenii României atunci când iau atitudine față de ceea ce ei consideră că ar fi un pericol pentru viața și sănătatea lor și a comunității lor. În județul Suceava, un cetățean, un om cu o condiție materială modestă, trebuie să plătească 50.000 de euro daune pentru că s-a opus proiectului unei gropi de gunoi pe pășunea satului. Ați auzit bine, este o luptă pe care comunitatea locală din această localitate din județul Suceava, Valea Putnei, o duce de mai bine de 10 ani. Oamenii au aflat că pe pășunea satului lor urmează să se construiască un fel de groapă de gunoi. Municipalitatea, autoritățile au încercat să îi convingă că e vorba de fapt despre o fabrică de preparare și recondiționare a deșeurilor menajere. Pentru ei, toate astea însemnau faptul că vor pierde pășunea pentru a se construi acolo o fabrică, o groapă de gunoi. Pentru că s-au opus acestui proiect, oamenii trebuie să plătească, ați înțeles bine, o sumă de 50.000 de euro drept despăgubiri. Avem o legătură directă cu domnul Octavian Berceanu, este fost șef al Gărzii de Mediu. Bună ziua, domnule Berceanu, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua! Domnule Berceanu, bună ziua. Situația este strigătoare la cer într-o țară în care, oricum, oamenii se revoltă rar împotriva acestor pericole care le pun sănătatea la mare risc. Iată, în județul Suceava, oamenii n-au avut, pur și simplu, nu și-au dorit ca pășunea să fie înlocuită cu o groapă de gunoi. Și pentru asta trebuie să plătească daune de 50.000 de euro. Ce părere aveți despre acest caz? E o schimbare de paradigmă care ne întristează pe toți, pentru că așa apare statul dictatorial, statul autoritar, care nu lasă niciun fel voința cetățeanului să se manifeste în spațiu public și mai ales în spațiu decizional. Groapa de la Putna e un exemplu de malpractice în domeniu. E construită cumva în vârful dealului unde trebuie să urce camioanele să depoziteze gunoi. Oamenii pe bună dreptate și-au manifestat nemulțumirea, iar autoritățile cu un fel de baston așa de mareșal le dictează ce vor ele și sunt oameni răzneți care încă continuă această muncă. Eu am vizitat acea groapă de gunoi, nu altceva decât o groapă de gunoi, cu Comisia de Anchetă a Parlamentului. Și în Parlament, Parlamentul, de fapt, după ce a fost prezentate datele de la Putna și alte date statistice care ne îngrijorează, au refuzat să ia act de ceea ce se întâmplă acolo. Din păcate, repet,
nu este singurul exemplu de proaste practici. Sunt foarte mulți bani investiți într-o groapă de gunoi care prezintă și alte mari dezavantaje, de exemplu structurale, vis-a-vis de capacitatea de a menține deșeurile respective, să nu plece cu ele la vale, pentru că sub acea groapă de gunoi nu au fost făcute lucrări foarte bune de geodezie, să se uite, să vadă dacă nu există cumva ape subterane, dacă nu cumva sunt alunecări de teren. Și oamenii poate n-au spus în acele documente, dar au și alte îngrijorări. Să vine groapa de gunoi peste ei în orice moment în care aceasta va fi plină. Ea măcar, nu poate fi folosită nici măcar ca piscină în momentul de față, ca să zicem că se umple cu apa din precipitații, pentru că este riscul să plece la vale. Da, despre riscuri, domnule Berceanu, am vorbit și la începutul acestei săptămâni, pentru că în weekendul trecut, bucureștenii au inhalat o travă în loc de aer, nivel record de poluare în București. S-au dat peste cap toate măsurătorile. Ne putem aștepta la aceea situație și în acest weekend. Oricum vorbim despre praf saharian. Mă rog, ăla e un fenomen meteo și trebuie tratat în altă cheie. Dumneavoastră ne-ați spus că în weekend niște băieți deștepți care vor să facă bani dau foc deșeurilor în jurul Bucureștiului, ceea ce face ca aerul din capitale să fie respirabil. Da. Din păcate, asta este realitatea și ce ne spun și datele statistice este că mafia din deșeuri folosește sau are câștiguri de miliarde de euro în momentul de față și aceste miliarde de euro se întorc ca beneficii și către cei care participă alegerile electorale. Da, s-a întrerupt această legătură telefonică directă. Nu ne auzim foarte bine. Octavian Berceanu, specialist în politici de mediu, despre nivelul mare, foarte mare de poluare din București. Vă reamintesc săptămâna trecută, stațiile de înregistrare a poluării din capitală arătau niveluri record. Octavian Berceanu ne spunea că toată această otravă pe care suntem obligați să o inhalăm este din cauza arderilor de deșeuri, arderi ilegale din jurul Bucureștiului. Niciun dosar penal, nimeni vinovat, niciun ofițer al gărzii de mediu dovedit a fi corupt în urma acestor fapte, care pot fi verificate de către oricine are curiozitatea să meargă să vadă ceea ce se întâmplă în jurul Bucureștiului. Scurtă pauză și ne întoarcem. Țările europene ar putea să cumpere arme la comun, așa cum au fost cumpărate și vaccinurile. Anunțul vine de la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a declarat acum câteva zile că va propune în următoarele săptămâni promovarea achizițiilor militare comune în cadrul primei strategii industriale comunitare de apărare. Foarte interesant, știm cât avem în continuare de tras de pe urma acestor achiziții comune de vaccinuri care s-au făcut. Îi mulțumesc foarte mult lui Valvâlcu, DC News, în legătură directă. Bună ziua, Valvâlcu, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua. Eu nu cred că avem de tras. Achizițiile comune de vaccinuri au fost un beneficiu. Dacă ne aducem aminte ce se întâmpla în 2020, cu câtă febrilitate era așteptat vaccinul, ce sfori se trăgeau, nu? Liderii pe plan mondial încercau să aducă în țara lor soluția la pandemia COVID. Uite, Netanyahu, Israelul au fost primii și nu putem spune că nu, acolo era pe bază de dezinformare sau dacă nici Israelul nu știe, nu are medici, nu are sistem sanitar, sau bucurat că au fost primii care au rezolvat cel mai repede, au vaccinat populația, o țară aflată în război, au dorit să lichideze cât mai repede amenințarea COVID, pentru că erau atâtea alte necazuri, amenințări în zonă. Acum, cei care spun astăzi, domne, au fost
înțelegeri, au fost nu știu ce, e exclus și legislația americană, faptul că sunt la bursă aceste companii, modul în care se pune problema exclude înțelegerile în accepțiunea românească. Unde da, să, de acord, dar sutele de milioane de euro. Da. Da, haideți să venim la război. E un documentar interesant pe canalele astea cu documentare, Fabrici de Război. Economiile normale, nu vorbim de dictaturi de pe care au luat-o razna cum era în timpul lui Ceaușescu, nu au pe stoc nici produse, nici fabrici. Și atunci când apare o criză, fabricile respective, cum s-a întâmplat în 40, în 41 după atacul de la Pearl Harbor, fabricile respective sunt construite de la zero. Capacitățile cresc, se reconfigurează. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat cu vaccinul. Pfizer a pierdut din producția de vaccin pentru că au mobilizat, sunt peste 280 de componente în acea fiolă de vaccin care se produc în 80 ceva de uzine diferite. Toate au trebuit, adică au fost investiții colosale. N-a fost o afacere. Acum cu armamentul la fel. Să treci pe producție de război, să accelerezi producția de armament, e dificil, costă, sunt necesare investiții și ia timp. Faptul că se gândește în sfârșit Uniunea Europeană să opereze ca un stat federal, ca o, e foarte bine. Eu nu înțeleg cum, de ce exista armată între Belgia și Olanda. Când a atacat Belgia Olanda sau cum s-au dus amândouă să atace Spania? N-ar trebui structurile de apărare comune să fie la frontiere? Că frontiera acestei Uniuni Europene trebuie apărată. Nu cred că o să se bată Cehia cu Ungaria foarte curând. Bun, de acord, cel puțin armele nu sunt perisabile, așa cum sunt vaccinurile. Și nu vom putea vorbi despre expirare sau despre cheltuieli noi pentru distrugere, așa cum vorbim despre vaccinuri. Dar cam ce mecanism ar putea să se aplice? De exemplu, țările care sunt mai expuse, așa cum e România, care are frontieră cu Ucraina, ar putea să primească, nu știu, mai multe arme, arme de generație mai nouă, mai performante sau nu? Da. Așa ar trebui, aici să fie localizate trupe, aici să fie desfășurate trupe, nu? Să vină militarii, eu știu, spanioli, că iarăși nu cred că e în pericol să atace Marocul Spania, să vină militarii spanioli să-și facă instrucția la baze din România, din Polonia, mă rog, pe granița cu teatrul de război care este în est. Cât privește armamentul, evident că sunt costuri mai mici și o capacitate tehnologică crește dacă sunt puse în comun resursele, dacă se fac în comun achizițiile. Nu văd de ce să fie tankuri între Belgia și Olanda, să nu fie în Letonia și celelalte țări nordice care au frontul la câțiva kilometri. Da, Valver, cu o ultimă întrebare. Acum discutăm despre nevoia achiziționării de arme la comun, o chestiune care, după cum ai subliniat și tu, era de neconceput acum câțiva ani, pentru că toate discuțiile despre o armată comună, o armată a Uniunii Europene, au eșuat lamentabil de fiecare dată. Emmanuel Macron spunea la începutul acestei săptămâni că nu e exclus să trimită NATO soldați în Ucraina, a repetat, pentru că l-au întrebat jurnaliștii, a fost ieri prezent la o manifestare publică și a zis: da, am proprietatea cuvintelor, știu foarte bine ce am spus, nu retrag nimic din ceea ce am spus, e posibil să trimitem soldați în Ucraina. De ce toate aceste pregătiri? În ce cheie ar trebui să vedem declarațiile și pregătirile acestea? Păi, dacă, de exemplu, Chamberlain trimitea soldați în Cehoslovacia, nu am fi avut al doilea război mondial. În această cheie.
liderii autoritari, dictatorii, nu știu de vorbă bună și atunci trebuie să le arăt și ce am avut. Da, asta după ce ieri Putin vorbea mai apăsat ca oricând despre amenințarea nucleară. Vom vorbi de la ora 14 despre atmosfera din Moscova, extraordinare imaginile care vin de acolo, oamenii care au vrut să aducă un ultim omagiu lui Alexei Navalny, a cărui mormântare are loc astăzi, au fost ținuți în spatele unor garduri. Mari dificultăți pentru organizatorii acestei mormântări să găsească o mașină funerară care să ducă sicriul lui Navalny către mormânt. Piedici pentru Navalny până în ultima zi pe acest pământ. Mulțumesc frumos, Val Vâlcu, pentru intervenție. Vorbeam puțin mai devreme despre norul saharian pe care meteorologii îl anunță ca îndreptându-se către România. Este efect al unui ciclon mediteranean care poartă acest praf deasupra României. Avertismente din partea medicilor. Dacă suferiți de afecțiuni cardiace, dacă știți că aveți probleme, atunci încercați să rămâneți în casă în aceste zile. Îi mulțumesc foarte mult profesorului Mircea Duțu, în legătură telefonică directă. Bună ziua, domnule profesor! Ce poartă acest nor către România și cât de periculos este el de fapt? În fiecare an vântul aduce în cadrul a între 10 până la 30 de episoade anuale de o serie de cantități importante de nisip de Africa de Nord. Temperaturile ridicate de la sol în Sahara favorizează turbulența termică și ridică praful pe care îl transportă în atmosferă la o altitudine de 50 km. Dacă o depresiune se situează deasupra Mediteranei, praful e transportat de curenți din sud și sud-est până în Europa. Acum, un sistem de înaltă presiune asupra Atlanticului de Nord și o depresiune în Marea Norvegiei au dirijat vânturi dinspre vest de-a lungul continentului, în straturile joase și medii ale atmosferei, transportând praful saharian din vestul spre estul continentului și în cele din urmă, iată că ajunge și în România. Consecințele pot să fie deosebit de importante în ce sens? Pe lângă dezagremente vizibile pe mașini și în atmosferă, fenomenul poate provoca un vârf temporar de poluare. Să ne amintim că zilele trecute vorbeam de pildă despre București, că am înregistrat la mai multe stații circa 100 de micrograme pe metru cub de aer. Ori, în condițiile în care Organizația Mondială a Sănătății a stabilit limita de expunere anuală la PM2 la 5 micrograme pe metru cub de aer, dacă s-au înregistrat deja 100, adică depășit de 20 de ori mai mari decât limita admisibilă, praful saharian vine și se adaugă la poluarea preexistentă și poate să conducă la consecințe importante asupra sănătății. În primul rând, grupurile vulnerabile, bătrânii, copiii mici, persoanele care suferă de anumite afecțiuni, pe cât posibil, se recomandă să evite prezența în atmosferă deschisă. S-a stabilit legătura de la cauză de la efect între aceste particule deosebit de fine și cancerul pulmonar, pentru că cu cât sunt mai mici, cu atât pătrund mai adânc în sistemul respirator și pot să fie pe calea de inhalare, să pătrundă inclusiv în sistemul circulator. De asemenea, persoanele care sunt deosebit de vulnerabile din perspectiva bolilor de inimă sau afecțiunilor vizând aparatul respirator, pentru că este de neînțeles faptul că în România nu funcționează încă sistemul de monitorizare permanentă a calității aerului și cu atât mai puțin cel de supraveghere atentă și alarmare pertinentă asupra persoanelor vulnerabile. Din fericire, acest val de praf durează puțin, dacă atinge vârful de concentrație, apoi și în raport cu cantitățile care sunt prezente în aer, se depune, iar iradiația a fost redusă cu circa 25-30%, iradiația solară, ceea ce generează în unele localități un fel de fenomen de ceață și o temperatură mai scăzută la nivelul solului. În orice caz,
repet, este vorba de fenomene recurente la nivelul continentului. În fiecare an, aproape 1 miliard de tone de praf saharian provenind din nordul Africii inundă Europa și afectează într-o măsură mai mare sau mai mică, inclusiv România. Vorbeați despre pericolele pe care acest nord de praf saharian le presupune pentru sănătate. Este important așadar să le adresăm oamenilor o justă, o corectă informare în legătură cu riscurile la care se expun, domnule. Da, pentru că la nivelul Uniunii Europene, a Europei în general, în fiecare an, din cauza poluării aerului și în primul rând a acestor microparticule, se înregistrează circa 300.000 de decese premature, iar în România, conform unor ultime estimări, s-a ajuns chiar la 30.000 de asemenea decese favorizate sau în determinarea cărora poluarea atmosferică a intervenit deosebit de masiv. Se vorbește de faptul că această poluare a aerului reprezintă un factor de risc pentru sănătate tot atât de important precum tutunul și proasta alimentație. Și să nu uităm că circulația automobilului, folosirea combustibilor fosili, de pildă pentru încălzire a cărbunelui sau a lemnului și alte fenomene de acest gen favorizează intensificarea poluării cu particule extrafine, așa numitele PM2,5 sau PM10, și iată că înregistrăm aproape în fiecare lună depășiri la nivelul Bucureștiului monitorizate de organizațiile neguvernamentale. Am auzit că și Garda de Mediu mai intervine amenințând între ghilimele. Nu prea mai intervine. Primăria. Garda de Mediu, dacă ar interveni, am vedea poate și sancțiuni date, am vedea poate o încetare a acestor crime la adresa oamenilor, pentru că poluarea ucide în fiecare zi. Sigur, există, fără îndoială, sigur. Există sigur. O legislație care le permite cetățenilor care sunt bolnavi, se îmbolnăvesc din cauza poluării, să dea în judecată, nu știu, autoritățile locale, municipalitatea, dar cine ar vrea să ajungă în acea situație? Nu vrea nimeni să se îmbolnăvească, oamenii așteaptă măsuri de prevenție. Poate societatea civilă recurge și la această acțiune mai energică în sensul de a acționa. Absolut de acord. Este primăria și statul român. E uimitoare acceptarea, ca să o numesc așa, dacă nu chiar resemnarea societății civile în fața unui fenomen care otrăvește și omoară pe termen lung. Mulțumesc mult, domnule profesor Duțu. Poate facem o dezbatere mai amplă pe această temă, pentru că văd că nu figurează în platformele de campanie ale nimănui. Nici nu știm cine candidează, ca să stăm de vorbă cu niște oameni, să le adresăm întrebări. Le teamă să apară în fața noastră, dar nu le teamă să ceară vile de lux, să ceară case importante, impresionante. Au făcut o obsesie politicienii pentru cartierul Primăverii și pentru vile. REA PPS renovează, de fapt, nu una, ci 7 vile și ne tot spun că renovează din fonduri proprii. De fapt, aceste fonduri proprii sunt tot bani din buzunarele cetățenilor. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Lavinia Betea, istorică, a revenit în legătură directă cu noi. Doamna Betea, vorbeam despre casa aceasta de pe Bulevardul Aviatorilor, Palatul Faraonului, Palatul Împăratului, așa cum l-au denumit jurnaliștii, dar e foarte interesant, mi-a atras atenția ceea ce ne-ați spus ieri și aș vrea să revenim asupra subiectului, obsesia oamenilor politici, comuniști, și văd că această obsesie s-a păstrat, s-a conservat foarte bine pentru cartierul Primăverii, pentru zona aceasta extrem de opulentă, de luxoasă a Bucureștiului. Cum se explică această obsesie? Bună ziua și mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua! Obsesia, între ghilimele fie zis, a liderilor comuniști a fost oarecumva motivată pe considerentele de pază și protecție, că trebuiau să fie toți într-un loc. Exista o mare secretomanie în epocă asupra vieților private și așa mai departe. Societatea actuală, însă, liderii ei care s-au vrut cu totul și cu totul altfel decât cei din trecut și care, a căror ideologie pune iarăși ghilimelele, este anticomunismul la de 30 de ani încoace. Preferința lor pentru locuințele
devenite luxoase în primăverii, este, dacă vreți, un simptom al dezechilibrelor grave din societatea românească. Vedeți, în psihologie se vorbește despre un dezechilibru numit disonanță cognitivă. Uh-huh. Adică una vorbești și faci și cu totul una vorbești și cu totul altceva gândești, uh-huh, și faci. Nu este o simptomatică pentru normalitate. Ori în momentul în care disonanța aceasta cognitivă atât de pronunțată se manifestă la niște oameni care nu doar că se vor modele, vor să-i conducă pe ceilalți, vor să demonstreze că ei sunt cu totul și cu totul altfel decât cei de dinainte de 89, adică niște repere ale democrației, accentuează criza din societatea românească și riscăm să ajungem la o stare extrem de gravă numită de sociologul Durkheim anomie, uh-huh, adică un timp în care societatea își pierde orice repere ale moralității. Ce mai spui tu acum unui copil, unui elev, eu știu, unui subaltern, dacă vreți, în situația în care ești un manager de firmă cinstit, să te comporți în conformitate cu o anumită etică atunci când, de la vârful societății, etica aceasta nu are niciun fel de valoare. E foarte important ceea ce ne-a spus doamna Betea. Comuniștii voiau să stea în primăverii ca să se ascundă de oameni, să se ferească, să se închidă în mediul lor bine securizat de acolo. Ori ceea ce vedem noi de o săptămână încoace este tot dorința de a se ascunde de oameni. Toată lumea ne ascunde de la vârful statului până la un nivel mai mic, al, nu știu, parlamentar, deputat, senator, toți ne ascund mai întâi costurile, apoi destinatarii renovărilor, aceleași simptomele au. Încă ceva, eu am fost în locuințe ale unor foști lideri comuniști. Uh-huh. Cei de acum cred că ar fi uluiți, exceptând Palatul Primăverii, cei de acum cred că ar fi uluiți să vadă cum locuiau aceia comparativ cu pretențiile de lux, cu opulența în care își doresc să trăiască oamenii de azi. Și n-ar fi nimic dacă ar face-o pe banii lor, pe câștigurile lor, dar este o crimă, dacă vreți, să ai pretenția să te scalzi în opulență pe banii contribuabililor. Ori țara aceasta nu este o țară bogată și ei sunt cei din tâi responsabili că nu suntem o societate bogată unde nivelul mediu de viață i-ar îndreptăți pe ei la mari pretenții. Marota asta imobiliară s-a conservat, doamna Betea, sigur nu e cazul tuturor. Aici trebuie să-l menționăm pe Ion Iliescu, cel care locuiește într-un apartament modest. A, nu, greșiți, cred. Ion Iliescu, care a cerut să aibă în continuare acces și la Scroviștea, care este mult mai luxos locul decât ceea ce este Primăverii, fiind construit de Carol al II-lea și Elena Lupescu pentru ei și pentru voievodul Mihai, fiind în perioada respectivă cea mai mare, cea mai opulentă construcție care se făcea în Europa. Deci n-a fost nici Ion Iliescu atât de modest. Sigur că la vârsta aceasta nu cred că își poate nu cred că își poate permite nici să se plimbe în niște spații vaste. Din pe mine chiar m-a uluit această preferință și această dorință a lui pentru Scroviștea. Da, e important ceea ce ne-a spus și este important, poate facem o dezbatere într-o zi, vă invităm în studio atunci când vă permite programul, pentru că să înțelegi condițiile de viață ale liderilor comuniști și să compari cu ambițiile ridicate mult ale celor de astăzi,
pentru că se vorbește despre investiții de milioane, despre finisaje mult mai costisitoare decât cele pe care le aveau comuniștii, doamna Betea. Încă o dată, reprobabil dacă ar face-o din banii lor, din câștigurile lor, din o întrepriză pe care au înființat-o. Mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Scurtă pauză, mergem la Moscova, acolo unde are loc înmormântarea.